Dar ce-a pățit Lili? Ce vlogul în pat? Este ora 8:30. Atunci când o să se întâmple, o să vorbesc. Și în sfârșit s-a întâmplat. De săptămâna asta am fost la pneumolog. M-au băgat într-o cabină, mi-au pus un furtun în gură. Vorbim și cu mama, între timp. Trebuie să merg să-mi pun fața. Acasă am strecuratul, ciupercile aproape cu scata. Eu fug! Dar pe unde e intrarea? Jesus, ce e aici, Doamne? Ah, scabluri aici. Dar ce-a pățit, Lili? Da, păi na, știi că așa e ea. Bună dimineața, dragii mei, ce faceți? Da, încep vlogul în pat. Este ora 8:30. Este duminică și mi-e lene să mă trezesc. Adică îmi place să mai stau în pat, să mai moțăi, dar nu neapărat să moțăi, cât să mă uit la... Uite-l pe iubi. Ce faci? Mi-au plouă, e frig afară. E frig afară? Serios? Așa, ia-ți dulciurile. Da, da, pune-le acolo. Ziceam că mă uit la niște video ale lui Ali, Ali Andreea. Tocmai ce a născut și săraca se chinuie să facă un video așa printre picături, pentru că bebele este destul de mic, are 3 săptămâni și încearcă și ea să filmeze, să facă un video cu machiaj ceva. Mamă, ce păr am, Doamne! Like a crazy! Ce faci tu? Ce faci tu, soare? Ciufulici. Unde e cealaltă ciufulită? Unde e cealaltă ciufulită? Cu tati în balcon? Așa, întinde-te! Andrei tocmai ce s-a trezit, e la baie. Se spală. Ia uite ce e aici în spăgerii. Ce faci tu cu pătuțul? Vrei să te pui în pătuț? Așa. Așa, joacă-te cu pătuțul. Joacă-te, că nu te-ai jucat destul până acum. Da, deci cam așa arată după o debandată. Copiii s-au jucat aseară aici în sfragerie și avem peste tot șucării. Asta așa e frumos. Uite și aici pe masă. O special jucării de ale lui Andrei. Ia să vedem cafeluța. Mi-a făcut iubi cafeluța. Vai, ce bine arată. Ce bine arată. Și afară cum este? Afară e înorat, dar totuși parcă s-a mai luminat. Dimineața era mult mai înorat. Și cred că o să avem parte de soare mai târziu. Dar arată bine. Ia să vedem ce face iubi. Că e în balcon. Da, tu. Caprelor, ce sunteți? Tu! Ce faci acolo cu pătuțul ăla? Ia uite, un friguros. Uite cum arată. Nu pot să cred. E frig, dar el tot stă. Fumează, bea cafea și se uită la un film de-a lui, un serial. Uite cum stă. Și nici nu mă vede că-l filmez. E atât de concentrate. Ah!
Bastard! Te-am prins! Ce? La ce te uiți? Să vede, dar nu ți-e frig, mă? Nu ți-e frig? Nu ți-e frig? Așa, hai să vede că dor de ca o găină. Ioi, ce frig e! Ia zi-mi câte grade sunt. 5 grade, mă. Hai de capul tău. Hai, nu mai sta afară. Hai. Ia să vedem ce fac copilașii. Avem un coș de haine și unul care te voia la uscat. Ce faci, mă? Neața. Ai făcut căcuțul? Așa, te ștergi tu? Hai să te îmbraci, că-i frig. Hai, fugi. Bia încă doarme. Bia, arată un picior. A? Doarme, a? Eu văd pipi. Îi vezi? A, da. Nu, nu. Hai, ia și te îmbracă. Da. Îmbracă-te. Gata, dragii mei, v-am așezat pe prăjitorul de pâine și mă gândeam să beau cafeaua cu voi, Doamne, dar ce cap am! Ce cap am! Pentru că am dormit toată noaptea cu părul strâns într-o coadă și acum, bineînțeles, că arată comic. Și vreau să vă zic că săptămâna trecută nu am mai filmat, că am avut niște treabă și, sincer să fiu, nici nu prea am avut așa starea necesară să filmez, pentru că sunt în așteptare de a se întâmpla niște lucruri pozitive, bineînțeles, pentru mine, mă, special, și o să vorbesc despre asta, despre ce este vorba. Atunci când o să se întâmple, o să vorbesc. Dar da, aștept cu nerăbdare ceva să se întâmple și la mine pozitiv. Vreau să vă zic că am fost săptămâna trecută la un control la pneumologie, pentru că știți că eu mi-am făcut programarea asta după ce am avut corona. Și da, am fost nevoită să aștept undeva la 4 luni, cam așa, 3-4 luni, pentru că nu erau locuri. Și în sfârșit s-a întâmplat. De săptămâna asta am fost la pneumolog, la specialist, ca să mă verifice la plămâni, să vadă dacă ceva este în neregulă sau nu. Și m-a pus să fac diferite teste. Na, m-am speriat așa, pentru că nu știam cu ce se mănâncă testele alea, dar bineînțeles că mi-au explicat ce să fac și cum să mă comport. Da, m-au băgat într-o cabină, mi-au pus un furtun în gură și mi-au spus că cum trebuie să respir. A fost cam stresant, pentru că eu sunt așa un pic cam claustrofobă și teama aia de spații închise. Na, și am stat acolo în cabina respectivă, mi-a băgat furtunul în gură, nu, iubi? Tu erai acolo, pentru că eu l-am luat pe iubi cu mine, că mi-a fost frică să stau singură. Și da, m-am pus să respir normal, apoi să trag puternic aer în piept și iar să respir normal. Deci a fost așa un fel de exercițiu de vreo câteva minute. După care m-a închis în cabină și iarăși m-a pus să repet aceleași exerciții de respirații normale și apoi din astea respirații de tras în piept puternic și apoi scos aerul afară puternic. Deci chestii de genul așa cam stresante, ce să zic. Aveam niște emoții, wow, nici nu vreți să știți. Dar am trecut cu bine de faza asta, după care m-au pus să inhalez niște spray, tot așa mi-au băgat un furtun și prin furtunul ăla a pompat niște spray, ca să zic, de 4 ori și m-au pus să țin respirația vreo câteva secunde la fiecare
pompare de spray. Na, și am mai stat așa cam vreo jumătate de oră, cred că, după care iarăși m-am reîntors la cabină, am reluat exercițiile pe care deja le știam. Da, iubi, tu nu... da, iubi, auzi. Da, Andrei, tu nu știi. Dar, da, a fost bine, după care am fost la domnul doctor specialist cu rezultatele și mi-a spus că aș avea așa un început de astmă, dar asta e pentru că eu știu că am avut probleme de când eram micuț, am tot avut probleme cu plămânii, tot trăceam des, am avut bronșite, pneumonii și am avut un an, am avut un început de astm bronșic și am luat tratament spray din acesta inhalator. Și da, mi-a fost bine, deci după perioada aia de tratament, așa mi-a fost bine, nu am mai avut probleme, deși totuși simțeam așa eu că atunci când depuneam efort fizic, oboseam foarte repede, când urcam scările, oboseam și, de exemplu, când încercam să fac sport, iarăși oboseam foarte repede, dar n-am mai fost la un control ceva să văd ce și cum... dacă plămânii mei sunt ok. Și până la urmă, da, am ajuns aici la acest specialist și mi-a spus că trebuie să iau un spray pe care da, pe care l-am luat deja, adică înainte de a ajunge la specialist, doctorița mea de familie mi-a dat acest spray să-l iau timp de o lună, în fiecare zi, de două ori pe zi. Și niște antibiotic pentru tratarea plămânilor după COVID. Am uitat să vă zic că am făcut și o rază la plămâni și ea a zis că plămânii mei sunt răvășiți așa ca după COVID, ca după furtună. Și de aceea a decis să-mi dea antibioticul ăsta timp de 6 zile și spray-ul. Pe mine m-a ajutat foarte mult, deci chiar am simțit că îmi face bine și că îmi tratează plămânii. Da, și doctorul specialist mi-a dat în continuare acest spray să-l iau la nevoie atunci când simt că mă sufoc. Și da, asta este, merg înainte. Mi-a spus că da, ar fi un început de astm, dar nu e sigur. În orice caz, eu trebuie să am acest spray la mine ca să nu, vreodată să nu, nu știu, să se întâmple ceva. Oricum, eu mă simt foarte bine și mă gândesc că o să fac mai mult sport, că o să mănânc mai sănătos și că o să urmez acel tratament naturist cu ghimbir și lămâie, pentru că am auzit că tratează în mod special problemele la plămâni, bolile la plămâni și da, asta o să fac, o să fac tratamentul ăsta. Da, mi s-a descărcat bateria la cameră și, după cum vă ziceam, cam astea sunt noutățile pe care le am de curs de o săptămână, dar mai tușesc din când în când. Dar asta este, cred că în urma COVID-ului pe care l-am avut, am amplificat aceste stări la plămâni și... De noroc că am găsit acest specialist care m-a ajutat așa să... Adică care a descoperit problema asta și cu tratament mergem înainte. Ce să facem? Așa că da, asta vreau să vă zic. Dar eu sunt foarte optimistă și sunt bucuroasă pentru că încă se mai pot întâmpla foarte multe lucruri pozitive în viața mea. Oh, oh, multe, multe. Ia să vedem ce face nevăstuica mea. Ce? Nevăstuica ta spală, vreau să fac o supă. Uite. Vezi? Facem supă. Facem supă de pui. Că-i frig afară, ce se fac altceva? Plebe, așa. Și
Și vreau să fac, uite, arată, eu fi și asta e casa mea. Acum nu mă vreau eu. Ce faci? Uite, ciuperci acolo, iubi. Arată ciupercile. Filigian! Păi arată punga, iubi. Cum vrei să... Da. Așa. De unde le aveți? Le-am cumpărat de la Kaufland. Aha. Da. Vorbim și cu mama, între timp. Așa. Și de aici, din puiul ăsta, de fapt, pun tot puiul în afară de piept. Pieptul de pui îl bag la congelator. O să fac niște șnițel într-o altă zi. Așa. M-am spălat pe mâini. Acum punem apă rece. Așa, ca să punem puiul la fiert, știi? M-am îmbrăcat, dar fața nu mi-am pus-o. Trebuie să merg să-mi pun fața aici. Nu mai zic adormita, adormitelor. Uite, vezi? Ce bine arată! Băgăm niște foi de dafin, foag de piper și sare la fier. Nu? Iubi, dar nu e întuneric? Se vede. Se vede? Așa, tu cureți legumele. Eu o să curăț pentru ăștia, pentru ciuperci. O să curăț 4 cepe și un ardei. Așa, ia să punem la fiert. Aoleu, i-am prăjit pâinea, iubi. Wow, de ce ai făcut? Wow. Iubi. I-am prăjit pâinea la fată. Uite, stai să vezi, uite, punem așa. Punem foi de dafin. Nu știam ce miroase așa. Pun mai mult, că mie îmi place să aibă aroma aia așa. Și doamne de piper. Punem mai multe. Și sare la fiert. Chiar dacă spumează, dar eu așa fac. Prinde gustul ăla, știi, de... Uite așa, și punem sare după ochi. Nu, și-am dat la maxim. Că o să clocotească. Iau spuma și ia uite ce filtru de cafea avem noi. Librei cu capul vremuri, că noi s-o ars filtrul, nu mai avem filtru de cafea, și atunci avem din librec. Capul vremuri, și ce bun e cafeaua, ca la zi la piatră. La librec. Wow! Nu, deci aici am pieptul de pui, l-am spălat. Și îl băgăm la congelator. Să vreau să văd reacția. Lasă-mă, nu filmat, că nu vreau. Deja mai mă filmez. Tu s-a ars pâinea. Dacă o mai filmez, s-o iei. Spălăm aici cu detergent. Dezinfectăm. Deci am spălat pâinea. În ce e data? Nu știu. Acum... Sare, știi? Atunci când tai un pui, sare peste tot. Sânge. Uite cum am udat. Dă-mi eu cât pe aia. Aia în gri. Dă-mi eu. Așa. Și aici ștergem. Și acum curățăm legumele, ceapa, ce mai avem? Aici avem păstârnacii, nu crezi? A? Crezi. Pune acolo ca, ca să... Unde să te pun?
Așa, ca să se vadă cum... Aoleu, de aici e fierbinte. Și încă în aici. Da, se vede. Dacă pun aici, se vede ce fac? Nu se vede. Nu se vede, da. Pun aici, pe cană, se vede? Nu se vede. Dacă te pun așa. Am tot repetat-o de câteva ori, da? Love of my life.
iau un fier, supa am strecurat-o, ciupercile aproape cu gata, apoi două ori și ceva, la 11 și aici facem găluciurile, am pus două ouă, sare, piper, o lingură de făină, o linguriță de făină și punem gris. Și spatem așa până se face spuma. Am pus și piper, pentru la găluște că mie plac așa mai iuți. Dar și la copii le place. Am o lingură pentru... Da, punem gris. A, și niște bicarbonat ca să... ca să fie pufoase, știi? Un loc de așa. Și acum amestecăm bine. Pune se face așa o pastă ca de gen smântână. Știi? Și după aceea las la odihnit 10 minute. O lingură. Și ies găluștele pufoase. Asta e rețeta lui mama. Ea mi-a dat-o și fac după ea. Tura trecută mi-au ieșit faine. Apropo, mi-am pus fața. Vedeți? Am și eu față. Am cântat la pian o grămadă lui Iubi. Uite, pe Iubi face ustroiul. Pia filmează. El mi-a zis că am pus prea mult... Am curățat prea mult ustroi. Că ce vreau să fac așa Iubi? Păi lasă fie acolo, că noi mâncăm ustroi. Mai ales... Corona, mâncăm, băgăm, mă, băi, ustroi, ceapă, piper, ghimbir, păi toate alea mâncăm. Noi așa e bine, profităm de legume, că legumele-s baza și carne, că cea mai bună legume e carnea. Asta este, noi fără carne nu trăim. Noi iubim, mă, nu mai fi așa de cu prea mă vorbești, îmi dai cap. Mai dai și în ură, în cuii mei. E ce n-ai chiar, dar ce ai pățit? S-a murit... Apropo, este ora 1 și ceva. Mâncăm și apoi ieșim afară, ca să avem mulțime. Bine, să nu ne găsim motive să cumpărăm pe la, de pe la turci kebaburi și prostii. Așa, mai bine. Mâncăm mai acasă. Că mâncarea noastră e mai sănătoasă. Mă iubi. Mă iubi, mă zice ceva, că stau una. Ia uite, vezi? Mai pune picuț de... Adică nu foarte mult, cred că am pus vreo 4 sau 5 linguri de gris, așa. Dar trebuie să fie un pic mai costoasă, așa, ca smântâna, un pic mai groasă ca smântâna. Și apoi las la crescut. Ce ai tu, Tosca, ce ai? Ce, și câinii pot să aibă corona? Da. Da? Da, uite, vezi? Astăzi am spus noi în bucătărie, din nou, și ciupercile astea de pădure au lăsat așa ca o zeamă de asta închisă, da. Dar oricum sunt foarte bune. Deci ați văzut, am pus ceapă, am călit ceapă multă, vreo 4 cepe. Asta este rețeta de la o prietenă de-a mea. De la Livia. Pa, Livia, te salut! Cică, pa, Livia! Te salut, dragă! Și m-a luat după ea și, într-adevăr, e foarte gustoasă rețeta asta cu ciuperci. 4 cepe mari, tocate mărunt, un ardei roșu gras mărunt, puse acolo fain că l-a călit și apoi două pungi de ciuperci de astea de pădure, lăsate la fier, practic, așa, timp de vreo 2-3 ore, deci la foc mic, foarte mic. Și ele se moaie așa, știți, și au măsare, piper, tot ce trebuie, cu mujdei de usturoi, mujdei de usturoi, auzi, mujdei. Ai, nu. Asta le lăsăm la odihnit. Așa, am terminat. Carnea o prăjim. Facem, deci carnea asta o prăjim, da? Vedeți, avem aici carne, aripioare și pulpe și asta, asta nu, asta o dau la animale. Mâncă și ele, ce credeți? El nu? Primești și ele carne. Uite cum stă cerșetoarea number one. Asta e cea mai cerșetoare dintre toate, să știți. Da, da, asta știu eu. Vrei tu carne? Nu dau carne. Stau altceva. Ia, punem aici
tigaia. Tigaia, și asta o dăm aici cu așa. Putem drumul la foc. Așa, și punem și un pic de ulei. Nu foarte mult. E la să pivoțe. Punem ulei, mă. Punem ulei, așa. Punem ulei pe cuprinder. Doar că și carne, nu facem bine. Așa, și punem, uite, o arită. Așa. O bucată pulpă. Bă, închide și tu pota asta, nu se mai aude nimica când vorbesc. Trebuie să urlu, uite așa. A doua aripă. Și, a, da, ce frige. Zici că vine Crăciunul, mă. Atâta mâncare, și supă, și carne, și legume. Și pe altă. Pe a trecut Crăciunul. Da, mă. Ce-i Toschi? Ce-i Toschi? Vrei cărnițe? Tu-s ceapa? Da, vreau cărnițe. Da, da, hai popi de spectacol. Hai, hai, hai. Haide. Hai. A, tu da mă mușca. Stai așa. Unde e Lili? 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 Haide, Lili, hai. Lili? 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 Și tu sus, hai! Hai și tu sus, hai și tu sus, așa, cesește un pic ca să primești, hai, nu, că tu ești mândra, mândra mândrelor. Ia de aici, ia de aici, da, trebuie să-ți dau jos. Dă-mi-e, Lili, dă-mi-e, dă-mi-e. De ce moale? Dă-mi-e! Mă, iubi, era să-ți bag apă în usturoi. Seriosule. Ce serios, e cred că ți-e stres de ceva astăzi. Somn. De ce mă somn? Da, n-ai dormit? Ai dormit până la 8 dimineața. Te-ai culcat la 11 și te-ai trezit la 8. Asta trebuie să punem... Să le fac cu poftă la mami. Da, dar vezi, nu băga chiar așa, tu... Asta trebuie să... Da, mai e așa, da? Și să punem capac de ăsta mic. Capac. Uite așa, vezi? Și ce trebuie să pun? Sare peste cartofiul ăștia, peste carne, și visez cartofiul. Oameni, feriște, mă. Gata, cartofii, că toată ziua cartofi, te grași de la cartofi. Prea mulți carbohidrați. Gata. Ciupercile sunt aproape gata, le mai las vreo 5 minute. Cărnița este gata, iar supa la fel și ea, doar că mai las fiarbă găluștele astea. Mi s-au sfărmat. Nu am avut răbdare să aștept să se întărească compoziția, așa că da. Din păcate, de fiecare dată când filmez, găluștele mele cu bris ies ca naiba. Dar îs bune așa, îs gustoase, îs pufoase, ce mai contează, bine că avem supă cu găluște. Mâncăm și apoi ieșim afară și noi, în sfârșit, e ora 1 și jumătate. Yeah! Dragii noștri, am ieșit din casă și tocmai ce am ajuns la lacul nostru preferat, la lacul, la lacul care venim noi pe timpul verii. Da, și am venit să ne plimbăm. Să vedem rățuștele și lebedele. Băieții sunt încă în mașină. Nu știam încotro să o luăm, așa că iubirea a venit cu ideea și a zis să mergem la lac. Nasul că bate vântul, de asta i-am și pus blugile, că este frig. Dar tot mai ce o lebădă și-a ridicat gâtul sus și ne-am văzut de zi. Oh, cine-s? Ce vor? Ce zici, Bia? Facem și noi o baie? Ha? Hai, facem, ne băgăm puțărusele în apă. Vrei? Ia uite. Cârtițele. Și-au făcut de lucru. Mamă mia. O grămadă de cârtițe. Am văzut anul ăsta invazie de cârtițe.
Apa pare a fi liniștită, Bia, deci putem să ne băgăm să facem o baie. Ce zici? Așa că ne-am gândit să ne plimbăm așa de-a lungul lacului, așa, deci jur împrejur, adică de jur împrejur. Să o luăm așa, în direcția aia și să vedem pe unde ajungem. Da, și să ne uităm și la lebede. Nu știu dacă vedeți, sunt lebede. Ia să întorc eu camera și să dau un zoom pe ele. Mă, dar ce mari sunt! Ia uitați! Ia uitați, mândra lebădă. Sunt două, trei și multe rățuște. S-au umplut. Vezi, Bia? S-au umplut lacul de rățuște. Uite acolo o lebădă. Ce-s multe lebede. Așa, vino, vino. Ea crede că îi dăm ceva de mâncare, Bia. Știi? Uite-o cum vine. Uite-o cum vine, curioasă. Ce e? Ce e? Nu avem mâncare. Uite, mă, că dacă știam, aduceam și niște pâine, ceva. Păi da, dar ea vine că știe că poate îi dăm ceva de mâncare. Dar nu avem tu. Ne faci pe plac, vrem să te vedem, dar ceva în schimb nu avem. Ce să... Nu, te atacă. Na, și ce, de unde să-ți dau? Doamne, vine spre noi? Vrei să ne faci ceva? Ține, ține acolo. Stai cu minte, nu te mișca înapoi. Ține-ți comandă. Da, dar ce faină e în fite ochi. Tu te tu că... Știi ce tare mușcă. Eu zic să iei copiii de aici, ai iubit. Nu vă speriați, nu țipați, nu faceți mișcări bruște. Doamne ferește. Da, oare are pui? Uite că vine și cealaltă. Eu zic da, să plecăm, iubit. Da, uite acolo, în larg. Ce e galben și după aia albă? Așa zi, ele au grăsime. Eu zic că eu plec. Eu nu stau, că mie mi-e frică. A? Ba da, nu stau eu, că mie mi-e frică. Uite ce sunt foaie, vezi? Uite ce sunt foaie. Vai, dar ce vânt e! Și ne-am găsit și noi să venim acum când bate vântul. E. Așa, haideți! Vor mâncare, mă! Ele așa au fost învățate, știi? Dar de unde? Ia uite-le ce superbe sunt! Da, da, îmi foaie, îmi foaie de tu. Da, da. Sunt foaie ele. Ce? Ce? Mi-e de cum de iancă. Da, am înțeles că nu vreți să ne vedeți aici, că nu vă dăm mâncare și de-aia n-avem ce căuta. Vreți că vine spre tine, vine spre tine. Vine la mine. Hai, Grijan, ei! Lebedele obraznice. Eu fug. Du-te-vă de aici, când țare asta și zic cu cioco ai belit-o. Eu mi vine în urma ta, jur. Uite-le, mă, deci fii atent că zici că... Vin la noi! Oare? Aoleu, am belit-o! Da, și ne urmăresc! Ioi! Du-te, mă, de cea că dacă să te... Uite, acolo e cineva la restaurant. Ha? Pe de așa așa au fost care? Învățate. Da, pe noi, poate mi-am până de la acolo. Doamne, ferește! Eu știu că își îndoia, nu știu cum, gâtul. Taci-mă din gură, uite că și rețele, rățuștele vor să vină. Mhm. Vezi, mă, că s-a apucat un vârf. Da. Iubi, hai înapoi! Hai înapoi! Bucă-mi
Andrei ține neapărat să intre în pădure. Andrei, dar nu e riscat să intri în pădure? Mi-e frică să intru. Wow, cuvântul ăsta mi-e frică, da, cade un copac pe noi. Da? Uite, aici avem un UFO. Pardon. Da, uite ce copacul ăsta. Vezi că acolo e... Poate e o groapă. E mașină și cază în ea. Iar începe vântul. Wow! Iar începe vântul. Da? Uite, am venit noi și acum vin oamenii. Uite că țăs și cu căruțe, iubi. Da, o fac o tură de lac. Noi n-am fost în stare să facem câte o tură de lac. Dar mergem încolo și o luăm prin pădure. Haide! Nu? Da, uite cum se mișcă copacul. Păi eu ce zic, e cam riscant, iubi. Nu, hai înapoi, e prea riscant. Haide, mergem în pădure. Vrei să mergem în pădure? Da. După frașii mure? Vreau ca în bucă. Haide, tati! Haide, să ne aventurăm în pădure, vedem ce găsim. Hai. Nu, n-ai voie să pui mâna pe ăștia pictați. Da, eu zic, Andrei, să ne întoarcem, că e periculos. Haide. Hai. Uite, vezi? De pe copaciul ăsta verde, e un mușchi. Mușchiu, vezi? Care protejează copacii. A? O căzut o creacă? Aoleu, Andrei, hai că se dărâmă copacii. Hai, cad copacii pe noi, hai. Aoleu. Haide, că e deja riscat. Haide. Gata, hai, merem. Hai. Na, din păcate n-am găsit UFO. Ce e la UFO? UFO? Hai, mă, repede! A căzut! A căzut o creacă în spatele nostru! Mi-a căzut în cap la mine! Ei, da! Da, asta mi-a căzut în cap! Vezi că e periculos, Andrei! Lasă tu UFO, scheletul! Serios? Hai! Da, mi-a căzut în cap! Wow! Gata. Da, nu-i bun, e periculos. Ne ajunge cât ne-a bătut vântul și cât... O să cadă și pe mașină ceva. Da, cât ne-a speriat. Ne-au speriat copacii. Lubia i-a căzut o creangă în cap. Din păcate, am un tare. Numai așa un pic s-a... S-a speriat. De ce? Șervețele? De ce trebuie? Da, am eu șervețele de alea, mă. Ia. Măi, dar e un frig aici de... Hai, deci mi-a înghețat fața, mi-a înghețat... Mâine. Uite, și sunt care mai vin, mă, fii atent. Să se plimbe. Doamne. Păi, când o să ajungem și noi așa să fugim ca ei, să facem sport, să... Nu, iubi. Vigitul. Sunt șocată, vezi? Noi nu suntem așa. Noi suntem frumos. Nu ne place să stăm pe pat, pe canapea, ne uităm la filme. Să mâncăm bine, mersi. Vai, deci am mâncat prea mult. Sincer. Nu știu dacă vedeți voi ceva, dar sunt doi nemți în spate care își fac exercițiile de încălzire. Și da, păi își face exercițiile, vezi? La A, nu se vede, mă, nu, se vede. Nu pot eu să vă arăt că n-am voie să filmez. Uite, uite cum sar, vezi? Uite, ești transpirați? Dar nu sunt transpirați tu. Bă, da. Zin alea termo. Uite, așa merge. Astea sunt tinderi. Ce fac ei? Noi suntem grași, iubii. Suntem grași cu multă celulită. Și cu sunculiță, cu colățelul de zor împrejur. Eu am două colățele, tu câte ai?
Tai 1 și Himare. Pe bunătoare, stradă, virați la dreapta. Ți-ți ajunge, ai roată de la tractor ce ai tu. Da, serios? Păi da. Da, ce facem acum? Unde mergem? Hai, eu aș vrea să vedem o casă ceva, să găsim o casă părăsită și să intrăm în ea. La ce mă gândesc și eu, nu? Aici, așa era. Am putea să intrăm eu. Da, serios. De ce nu? Serios. Dar cine te vede? Casa, acolo ține de ăștia. Cine e? Cine e? Ăștia ne administrează pe aici. Păi și unde merge? Am pus botul, știi, ca copiii ăia mici, ofticați. Păi nu mi-a ajuns aventura de azi, mai vreau ceva. O fabrică. O fabrică. Am găsit o fabrică. Da, am găsit o fabrică. E, las, că am văzut un pic lacul, am văzut lebede de care au vrut să ne atace, să ne mănânce, că le era foame. Eu că zdrubia o creacă în cap, destul. Eu zic că e destul aventură, gata. Uite, acolo putem să mergem, iubii. Acolo închis. Adică... Oare... Nu cred că avem voie. Ba, avem voie. Ba, avem voie. Bravo. Aia erau sticlele. Am văzut o fântână. Yo, what the... Da, interzis la mașină. Interzis. Interzis? Da. Motoletă? Trebuie să parcă mașina undeva. Am văzut motoletă! Dar cine te vede, mă? Cum asta e o zonă părăsită? De ce trebuie să mergem mereu unde e părăsit? Da, e că e incitant așa, e... Uite acolo o casă părăsită, iubi! Vai, nu, Dita, nu, mai nu, casă! Nu, nu, oprește! Nu, oprește! Casă. De ce am văzut-o? Gata, am nu! Gata, am dat vreo nu contează! Uite, acum mă dau jos eu și mă duc! Da. Eu stau în mașină. Aoleu, iau și geanta cu mine și veniți cu mine. Nu, nu, stai. Am plecat. Hai, veniți. Mam, tu nu ești serios. Ma, nu. Ce voie? Da, deci am ajuns. Păi... Nu, mă, trebuie să intru, dar e cineva în spate. Măi, nimeni. Uite, avem și o apă. Dar pe unde e intrarea? Păi trebuie să fie o intrare pe undeva. A? Dar măcar până acolo să ajung, să văd, să mă... Stai așa. Uite aici, mă, nu acolo. Aici. Aici. E gard. Ai. Nu. A? Tăceți, mă, din gură ce aveți. Voi stați acolo, lasă că mă duc eu. Jesus, ce e aici, Doamne? Cabluri aici. Wow. Mamă. Ce aici? Voi stați acolo, n-aveți voie. Ia uite. Wow. Mamă. Când a zis că vreau să găsesc o casă părăsită, mi-a dat. Ue, ce Jesus. Ia să iau eu pe aici, uite.
frigider. Casa asta este foarte veche. Wow. Fii atent. Mamă. A fost arsă. Fii atent, casa asta a fost arsă. Wow. Mamă, dar a fost arsă casa. A luat foc. Doamne, ferește. Doamne, dar a fost arsă. Wow. Doamne, ferește, aici au fost, cred că sataniști au făcut ceva aici. Wow. Doamne, ferește, ies de aici. Că-s numai semne de alea urâte pe pereți. Gata. Așa ceva. Ce nou. Stai că mă sună. Se teme să nu. Merge că e periculos, bate prea tare vântul. Vai. Haide. Ce-ai pus? Ce-ai pus, mă? Bate vântul în gât. Aoleu. Da, deci până la urmă am reușit să găsești o casă părăsită, doar că mi-a fost frică, pentru că acolo, după cum ați văzut, e ars totul. E ăsta, da, mami, ce e? Nu vrei dulce? Zi, podul stătea să se dărâme, mai acum cuvântul ăsta foarte periculos. Dar nașpa, că mi-a plăcut că sunt tot felul de semne, scrisuri din astea, cum se zice, scripționare de astea ciudate, sataniste, vai de mine, nu, Doamne, ferește, nu. Nu-mi place, deci nu place să văd așa ceva. Da, da, așa ca fapt divers. Am vrut să văd ce e înăuntru. Da. Acolo casa aia a fost arsă. Deci tot era carbonizat. Erau și pături arse și... Deci acolo a stat cineva. Tu știi? Deși e făcută fain în casă, e mare, e... deci cum ar veni living-ul avea așa boltă, știi? Foarte faină, din aia boltă veche, așa, de pe timpuri. Și... Uite, aici a murit cineva. Da... Aoleu, aici cred că a făcut accident. Mă ferește. Dar ce e aia? Scrisul ăla sau ce înseamnă? No, e niște prostii, de astea graffiti, cum le zice la ăstea care... Însemnări, de-aia prostii de ale lor. De ce e aia? Graffiti, desene ciudate, bie, nu e nimic interesant. La fabrică, n-ai văzut desenele alea? Mm. Aia înseamnă graffiti. Da. Și... Tot felul de scris. Periculos oricum să intri acolo, că nu știi ce e, știi? Eu am stat numai în prag așa și m-am uitat, că nu pot frică să intri. Da. Și acum mergem acasă. Ce vreți, la McDonald's? Uite acolo un McDonald's. Și părăsiți-l la a doua ieșire. Mergem la McDonald's. La Donuts. McDonald's. Apropo, să știți că geaca asta este geaca lui Iubi. E singura geacă care îmi mai vine cu glugă. Mi-am furat geaca. El are geaca asta de piele care i-am dat-o de ziua lui cadou. Deci asta e gecuța aia celebră. Am ajuns acasă de ceva timp. Adică de 5 minute, da? Deci de ceva timp. Și am uitat că trebuie să-și facă temele Andrei, așa că l-am pus la treabă, nu are foarte multe, dar trebuie să facă niște adunări.
Și o să se descurce el, nu? Simți. Ia să vedeți cât de bun este el la matematică. De așa să... Ia să vedem. 2. 3 plus cât face 10. Bravo, tati. Ai văzut? Că știe, mă, matematică, fiul tu. 8 plus 2 face 10. 1 plus 9 face 10. 5. Păi am deschis ușa la balcon. 5 plus 5 face 10. 8 plus 2, 10. La fel. 10. Le-ai învățat astea, Andrei, nu? Sau? Da. Le știi tu. Eu? Yes, Dan. Cât plus 4 face 10? 6! Wow! Bravo! Vezi că le faci repede, Andrei, le rezolvi. Oh! Easy! Da, pentru tine, Andrei. Și mai e un pic la germană ceva și gata. Și pe aia îți faci băiță? Mi-am făcut. Mi-am făcut. Ai făcut deja? Mamă, de ce rapid ești. Important e că îți faci singur temele și știi, n-ai nevoie de ajutor, știi? Deocamdată. Lili! Tu! Toschi! Ține-i, mami, acolo frumoasă! Ține-i dragostea lui mama! Ține-i dragostea lui mama! Ține-i! Frumoasă! Da, eu sunt frumoasă și alintată! Da! Ce? Eu stau numai pe covor! Așa! Am lantul jos! Voi aveți treabă cu e-mail-ul de la școală. Așa și ne gândeam să punem și un film. Este ora 7 fără. Ia să întorc eu camera. Ah, de fapt vreau să vă arăt ceva. Ia uitați ce am găsit noi pe scară. Am găsit niște copilași clone. Da, uitați ce frumoși. Îs din ceramică. Din aia vechi, autentici. Și atât de mult mi-au plăcut că... Ia, văzăți cum se aude. Mi-a plăcut că sunt vechi. Chiar sunt foarte vechi. Și mai am unul. Pentru că au fost doi. Ia, uite, și drăguțe și ăsta. Și am pus aici pe pian, că îmi plac. Atât? Da. Așa că au locușorul lor acolo pe pian. Gata, Andrei? Bravo, mami, bravo. Na, mâncați ceva acum? Sau nu știi încă? Acum te joci. Da, și eu mă așez câteva minuțele pentru că trebuie să le pregătesc ceva să mănânce. Deși au mâncare, că le-am făcut astăzi, dar sigur nu o să mănânce ce au mâncat deja. O să le fac niște supă, o să le fac niște sandwich-uri, ceva, dar ce are camera mea? Doamne! A stat în mașină și... Parcă s-a congelat obiectivul. Deci așa arată. Da, este foarte frig afară, a început să plouă, bate și vântul, dar chiar plouă. Ich mach ein Hund. Was hast du gemacht, Andrei? Ich mach ein Hund von der Clown. Eine Hut? Ja. Ah, für die Clown? Ja, guck mal. Ja. Papier. Aus papier. Ok. Dar știi că nu e bine să joci cu umbrela în casă, s-o deschizi că plouă. Uite, ce ți-a zis mama astăzi că să nu deschizi umbrela în casă, că o să plouă? Ai văzut? Și până la urmă plouă. Plouă afară și e urât.
Ce ți-am zis eu? La așa se zicea când eram noi mici, știi? Sunt te joci cu umbrela în casă, că dacă o deschizi, plouă. Și chiar așa se întâmpla, adică ploua în ziua respectivă, știi? Andrei. Da, și a trecut și ziua de astăzi. A fost o zi interesantă, pentru că în prima zi, pentru că în prima parte am gătit, am mâncat și apoi am ieșit la plimbărică. Ați văzut și voi pe unde am fost. Ne-am distrat foarte tare cu lebedele. Am crezut că o să ne mănânce. Și apoi, da, ne-am speriat de vântoasă, pentru că, da, am zis că o să cadă copaci peste noi. Și am fugit. Apoi am găsit această casă părăsită, la care eu m-am dus, m-am riscat și m-am dus să o văd. Foarte dubioasă casa, ce-i drept. Dar, da, mi-am făcut rugăciunea de rigoare ca să nu am probleme, să nu se lipească ceva de mine. Și apoi am mers la niște prieteni, am mai stat un pic și pe la ei. Și ea, că suntem acasă. Uite, ți-am făcut. M-am mai notă. Da, mami, dar ce ți-am zis cu umbrela? Închide umbrela, că nu-i bine să o lași deschisă în casă. Că o să plouă toată noaptea și apoi dimineața te duci la școală, în loc să fie uscată, te duci pe ploaie. Și pe noroi, știi? În fine. Dar nu merg unde e noroi. Da, și acum ne pregătim pentru mâine. O să îi fac tati baie lui Andrei. Bia ea singură și rezolvă toate problemuțele. Iar noi mai târziu o să ne uităm la un film ceva. Pentru că au apărut o grămadă de filme pe Netflix. Chiar foarte faine. Da, cu tine. Și să vedem la ce filme o să ne uităm. O să vă arăt atunci când o să ne punem la vizionat de film. O să vă arăt ce film o să ne uităm. La ce film o să ne uităm și cam atât. Deci cred că ăsta este vlogul pe ziua de astăzi. Vreau să și îl editez și apoi să-l postez ca mâine dimineață să-l aveți la cafea. Da, ar fi super tare. Oricum, cred că o să vă distrați și voi la vlogul ăsta, pentru că au fost momente comice și palpitante, așa. Da. Nu, iubi? Da, pe da, tu te-ai implicat de foarte puțin, mai ales la casa părăsită. El nu e genul de om care să se ducă, să se riște, să vadă ce ești. Eu o să aia care sunt curioasă. Așa, bun. Dragii mei, deci revenim mai târziu, nu o să fac încheiere acum, pentru că vreau să vă arăt la ce film o să ne uităm și ce anume o să mai mâncăm noi în seara asta, că ceva tot o să mai băgăm la meclă. Ceva, acolo, de ronțăială. Robinson and Brown and Monks didn't get to the treasure. Where is it? No one knows. One theory is Monks told the blind couple where the treasure was, but no one's ever cashed in a fortune's worth of Spanish gold. I really gotta finish reading this. So, you stole from me. I am your papa. I'm your grandfather. Cum se cheamă filmul, iubi? Comoara? Din? E faină. E fain filmul.